Ce mare binecuvântare este să ai un sfătuitor sau un profesor bun. Cu atât mai mare dar este când ai ca îndrumător și duhovnic un sfânt. Așa l-a avut în tinerețe Neagoe Basarab pe Sfântul Nifon. Sfântul Nifon a fost călugăr în Sfântul Munte, mitropolit de Salonic și patriarh al Constantinopolului. A fost întemnițat de otomani, iar domnitorul Radu cel Mare l-a eliberat și l-a adus în țara românească ca să organizeze viața bisericească. Lui îi datorăm înființarea episcopiilor de Râmnic și Buzău. În acest mediu s-a format sufletește viitorul domnitor Neagoe Basarab. Timp de 10 ani, înainte de a deveni domnitor, a fost postelnic la curtea domnească, un fel de ministru al afacerilor externe și traducător. La numai 20 de ani cunoștea limbile greacă, latină și slavonă. A fost un adevărat fiu duhovnicesc al Sfântului Nifon. Alături de el, la mănăstirea Bistrița din Oltenia, a învățat taina rugăciunii sihaste, evlavia, cultura teologică a Sfinților Părinți și Sfânta Scriptură. Odată ajuns domnitor, s-a ostenit să-i aducă moaștele din Sfântul Munte și să-i organizeze canonizarea la care au participat protosul mănăstirilor atonite, împreună cu toți stareții Sfântului Munte și Patriarhul de Constantinopol. O parte din sfintele lui moaște se află azi la Mitropolia din Craiova. Neagoe Basarab a fost un voievod luminat într-o perioadă frământată a istoriei Europei, după căderea Constantinopolului. A fost un adevărat protector al moștenirii bizantine. A ctitorit și a restaurat biserici și mănăstiri. A ajutat așezările monahale din Sfântul Munte, din Sinai, din Siria și din tot Bizanțul creștin, ca un adevărat apărător al Ortodoxiei. În cei 9 ani de domnie, a încercat să învingă prin diplomație, nu prin războaie, și a reușit să păstreze întregi hotarele țării românești. Și-a pus viața în slujba dreptății, conștient de sacralitatea funcției de domn, aceea de a face voia lui Dumnezeu pe pământ. Că nu te-au ales, nici te-au unsu oamenii spre domnie, ci Dumnezeu te-au ales și te-au unsu și aceluia plăcere să faci. Să nu ți se înalțe inima, nici să te trufești de limbile și de năroadele cele multe, că de la Dumnezeu fu dată puterea vouă și biruința de la cel de sus. S-a căsătorit cu doamna de Spina Milița și au avut 6 copii, dar numai 3 au ajuns la vremea maturității. După obiceiul epocii, Sfântul Neagoe s-a îngrijit de redactarea unei culegeri de sfaturi morale și învățături, tâlcuiri din textele biblice și patristice, cu scopul de a-l pregăti pe fiul său pentru succesiunea la tron. Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie este un monument al culturii, limbii și civilizației medievale românești, un manual de înțelepciune românească veche. Pe lângă sfaturile practice de diplomație, strategie militară și economie socială, învățăturile arată exigența spiritualității creștine din acea vreme, dar și relația personală fără corespondent în epocă dintre domn și supuși. Concepția operei lui Neagoe corespunde uimitor preocupărilor teologiei contemporane și își păstrează o surprinzătoare actualitate. Neagoe Basarab a afirmat cu secole înainte valoarea relației personale, pe care a început să o descopere și să o dezvolte gândirea modernă. Părintele profesor Dumitru Stăniloae. Că Dumnezeu v-au ales și v-au pus oamenilor ca un izvor de apă, ci să nu cumva să fiți unora dulci și altora amari, ci fiește cui să fiți judecători drepți după lucrurile lor, și la judecată nu vă pripiți, ca nu cumva neînțelegând jalba săracului să-l judecați cu nedreptate. Pentru aceea te învăț, fătul meu, întâi frica lui Dumnezeu, să nu iasă niciodată din inima ta, nici să o uiți că ea este mumă și îndreptare tuturor bunătăților. Învățăturile sunt o oglindă a sufletului românesc, ancorat în legile lui Hristos, care nu sunt din această lume, dar care biruiesc lumea. E istoria supraviețuirii unui popor mic la frontierele marilor imperii, care s-au făcut și desfăcut căutând gloria lumii, o strategie de traversare a vicisitudinilor istoriei, căutând slava lui Dumnezeu. Întâi să-ți păzești curăția și în toate nopțile să stai pe rugă. Pentru aceea te învăț să ai pe Dumnezeu în ajutor și pe preacurata lui Maică și aceia îți vor ajuta și îți vor da sfat și răspunsul mai bun decât ți-am dat noi. A murit în anul 1521, la numai 39 de ani,
și este înmormântat în grobnița domnească de la Curtea de Argeș, ctitoria sa cea mai măreață. Despina Milița s-a călugărit la schitul Ostrov cu numele de Maica Platonida. A trecut la Domnul răpusă de ciumă 30 de ani mai târziu și suferind cu smerenie tăcută după pierderea tuturor celor dragi. În anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât proslăvirea Sfântului Voievod Nagoe Basarab pentru faptele sale sfinte și înflorirea vieții spirituale și duhovnicești ortodoxe din țara românească. Ctitoria lui Nagoe Basarab de la Curtea de Argeș și învățăturile lui sunt și astăzi simboluri ale geniului românesc. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la trecerea sa de la pământ la cer, unde se roagă neîncetat pentru mântuirea neamului românesc. Și dezva fi zis el ție cu mânie, tu zilui cu blândețe, și dezva fi grăit cu scandala, iar tu să-i răspunzi cuvinte de pace. De asta și eu vă învăț să aveți mâna întinsă către toți, însă nu cu fățărie, ci fieștecui după lucrul său și căruia cum îi va fi slujba, așa să-i fie și cinstea și mila. Și să miluiești pre toți, și pre săraci, și pre slugile tale, și pre străini, cu socoteală.